bună dimineața din nou, oameni buni. Vreau să vă spun de la bun început, de tine nu dau absolut deloc. Nu știu, bună tiratul și fașii, nu răspunde la telefon absolut deloc. Dar o să iau trotineta și mi duc și cu trotineta acolo la el la treabă, că am treabă acolo de urlu și eu nu pot să stau cu cască după el, că vrea tiberiu, că nu răspunde, că răspunde, că face și vrea el. Așa că mergem la deal și ne apucăm de treaba noastră. Am baterii la ea, am tot. Pulis acolo tot. Nu stau după el, că mă ia și dragi. Am baterii? Da, am baterii. Ne vedem acolo la căsuță, fratelor. Dacă stăm așa, uite, am stat o grămadă și l-am așteptat. Și uite soarele ușor, ridica sus. Nu mai are loc. Da, am pus aici, aseară am venit, am pus aici, am modificat. Și am pus altă ială, pentru că și ea am stricat-o sub locasă și am tăiat-o. Numai că aici freacă o leacă marginea asta, am observat o chestie, cred că de la asta freacă. O să văd eu să-i fac. Da, fine, asta se poate rezolva pe urmă. Să mergem cu niște noroc. Fără gar și fără poartă, o casă dărăpânată, ce stăteam mai să cadă, am renovat-o pe toată. I-am pus uși și-am pus ferestre și un acoperiș peste, cu drag la ea am muncit și cam basme a ieșit. Cât ar fi lumea de rea, nimic n-o să ne oprească, să ducem la bun sfârșit tot ce ne-am propus în viață. Cu așa comunitate, orice o să reușim, și o să mergem mai departe, pentru voi că vă iubim. Am ajuns aici la cătiță, o să ne apucăm misii în sus și ne apucăm. Cât ar fi lumea de rea, nimic n-o să ne oprească, să ducem la bun sfârșit tot ce ne-am propus în viață. Da, o să mă apuc aici de asta. Vrei să-l sun o leacă, știi, trebuie să văd eu. De ce nu răspunde, bă, frate, dragă? Vrei să-l sun o leacă.
Uite, uite așa mi-o face azi dimineața. De ieri, în continuu, uite așa mă face. Ma. Nu dau de el. Răspunde, răspunde, Longoni. Ai accesat mesageria vocală Orange. Nu răspunde, nu răspunde, uite așa faci și de ieri în continuu. De ieri în continuu faci treaba asta. Nu știu dacă mi-a luat banc de hârtie. Dacă mi-aș lua banc de hârtie, nu mai știu, mă, cava și gura voastră. Nu am nici o bandă de hârtie aici, nu știu ce faci. Polistirenul e acolo. Nu s-a duc omul acolo să mă atrâng pe aici, pe aici. La lumea și trebuie să fie polistirenul. Am găsit bandă jos. Știam și eu că este o bandă undeva, dar nu mai ne-am seama aminte exact. Deci parchetul o să vină pus așa, pe lungul camerei. Da, o să începem de aici. Oh.
Deci punem așa distanțele ca să ținem un pic de evidența, să nu le lipim forțat de perete. Dacă le lipim forțat de perete, parchetul tot timpul lucrează, știi? Și dacă nu are loc unde să întinde el, îți face burtă la mijloc. Și eu în vis, măi, să mă mut la capitală, să trăiesc ca-n paradis, măi. Sătul să merg cu căruța, să mă plimb cu iată satul. Astăzi mă plimb cu tramvaiul și mă sunt ca împăratul. Câte zile mai trăiesc, sunt tăran și mă mândresc, de nimeni nu mă feresc, măi. Stau cu șisme închișoare, nici la bască nu mă doare, mă sunt țăran cu valoare. Câte zile mai trăiesc, sunt țăran și mă mândresc, de nimeni nu mă feresc, măi. Stau cu șisme închișoare, nici la bască nu mă doare, mă simt țăran cu valoare. Să nu mai știu și figuri, măi. Dar mai bine e la țară, la cu carne și murături, măi. Ne-am convins cu mere în orașul, da, și nu cred că e de noi. Îndată faci și în bagajul și la Moldova cu noi, măi. Câte zile mai trăiesc, sunt făran și mă mândresc, de nimeni nu mă feresc, măi. Stau cu șisme închișoare, nici la bască nu mă doare, mă sunt țăran cu valoare. Câte zile mai trăiesc, sunt țăran și mă mândresc, de nimeni nu mă feresc, măi. Stau cu șisme închișoare, nici la bască nu mă doare, mă simt țăran cu valoare.
Termin parchetul și tiberii tot nu mai venit. Deci vă dați seama. În șir. În șir lumii trăim. Aha. Gata. Ai terminat camera asta. De acum o să primesc când am plint, acele colțarele, să pui plinta. O să fac curățenii pe aici și o să mă pregătesc că mă duc să fac și ceva de mâncare. Și pe urmă, după și faci mărăt de ordine acolo, scoate sculele astea, scot tot de aici și îl duc în partea cealaltă. Și mă apuc aici cu parchetul. Nu mai bine cât e olea, ne ajung. Dar mă duc să fac o leagă de foc și să vedem și mâncare face, să facem ceva din care că e jale. Deci au venit niște copilași în pitei și o strâns lemnele astea grămadă aici și ziceau că aveau 3-4 anișori aveau și ziceau că au adus să fac focul să le fac mâncare. Mamă, ce frumos miroase. Nu știu, se manează roșiile astea. Ce gust au. N-ai cum.
fac și eu drepturi, cum facea și Tiberiu. Nu am voie să fac discuri. Nu am voie să fac drifturi. Dar nu mă izghesc prin mașini, nu mă izghesc prin garduri, nu mă izghesc prin ou, nu mă izghesc prin casă. Nu mă izghesc. O balustradă aici.
el, dă-mi el! Iau, mă ia tăt.
că să se scurgure acă.
Ia să vedem cum ieșit acum. Mâncărică de dovlejei, salată, nu știu cum să... Eu mâncam când eram copil de astea așa. Mamele, ce bun e asta. Extraordinar bun. Și pierde n-am să-ți place. Ai pierdut? Îmbrăfleaura-s-o. Asta-i viața. Asta viața așa trai. Mâncăm. Și acasă. Așa că o seară bună tuturor. Respect la toată lumea. Ne revedem la următorul episod. Pa, pa. Cât ar fi lumea de rea, nimic n-o să ne oprească. Să ducem la bun sfârșit tot ce ne-am propus în viață. Cu așa comunitate.